Străbunica mea trăiește singură în munți, într-o cabană. Soțul ei a murit, iar singura sa companie era câinele său iubitor. Cei doi țineau foarte mult unul la celălalt, iar câinele era o companie grozavă. În fiecare noapte, când ea se ducea la culcare, câinele îi lingea mâinile, astfel încât ea știa că el este acolo ca să o protejeze. Dar într-o noapte, ceva era diferit. Ea s-a trezit în mijlocul nopții pentru că și-a auzit câinele gemând. Ea a vrut să liniștească și să-l înștiințeze că ea este acolo pentru el. Așa că și-a lăsat degetele în afara patului pentru ca el să le lingă ca de obicei. S-a gândit că era doar frig, așa că s-a întors la somn. Gemetele câinelui au trezit-o din nou în acea seară, așa că ea și-a scos mâinile afară, câinele a lins-o și ea s-a întors la somn. Când asta s-a întâmplat și a treia oară, ea din nou a scos mâinile pe marginea patului și câinele a lins-o. A mai stat trează câteva momente după și apoi s-a întors la culcare. Dimineața următoare, ea s-a trezit și și-a scos mâinile, dar de data asta nimic nu o mai lingea. Ea s-a gândit că deja s-a trezit câinele și s-a dus în fața ușii. Străbunica mea s-a întors, s-a dat jos din pat și a auzit un sunet de parcă picura apă. S-a gândit că sunetul venea din bucătărie, așa că ea a mers acolo și a închis robinetul, dar nu asta era sursa sunetului. După ce a verificat robinetele și conductele, a renunțat și s-a îndreptat înspre baie pentru a face un duș. Pe măsură ce se apropia, a realizat că sunetul venea de acolo. A deschis ușa, s-a uitat deasupra căzii și a țipat de frică. Acolo se afla câinele său, spânzurat de bec cu zgarda. Sângele său se scurgea în cadă. Ea țipa și plângea. Printre lacrimi, ea s-a întors înspre oglindă, unde văzuse reflexia câinelui și un mesaj scris cu sângele acestuia. Mesajul spunea: "Și oamenii pot să lingă."